masa pentru ziua de astăzi, oameni buni. După cum observați și vedeți în farfuria mea colorată, avem aici o șuncă presată din carne originală, fără aditivi. De unde ai cumpărat șunca asta? De la Mocova. Ce am zis că tătii să nu mai cumperi de acolo, o arunc? Ia-o. Aia bă, că e de la Petri, bă. Încerca. Șuncă presată. Aici avem ochiuri de ou originale. Originale. Uitați-vă dimensiune și claritate pe flambația tepșiei au fost făcute. În continuare vă pot prezenta miraculosa. Miraculosa brânzică de la nimeni altul, Tinurus, magazinul. De unde e? De la Dinabu. Miraculoasa brânză de la magazinul Adina Rus, din piața Ion Meșter. Prieteni, nelipsita sfeclă originală. Originală care îți face ca sângele să-ți circule ca și șuvoile apelor din izvor. Să nu uităm de pâinea, cea de toate zilele, pe care a fost singurul aliment care a fost pomenit în cartea de rugăciuni Biblia. Și dă-ne nouă astăzi pâinea cea de toate zilele. Pâine cu semințe de maia. Ni. Vedeți? Domnilor, în concordanță pentru aerisirea și limpezirea stomacului, avem acest fruct de sezon tomnatic, pepene galben, un fel de pepene galben, ăsta nu-i pepene, seamănă cu un pepene galben, e un pabaiosos. Un pabaiosos. Aici avem sticluța cu apă luată din aparatul de producție apacampionilor.com pentru medicamentul care îl folosesc contra diabetului. Mi-au mai pregătit aici un fruct mango care mă deranjează pe pupila gustativă. O vini puța. Avocado? Avocado. O vini puța. Puța are voie să mânce avocado? Nu? Da, din ăsta l-am pepene. Da. Stai. Mă lași acum să mânc. Ha. E pofticiosă. Du-te tu. Nu vrea. Nu știu ce vrea. Dă-i drumul la mata. Hai eu. Ni că nu vrea. Ui că nu vrea. Uite. Mă bine. Aici. Oh. Stai acum și un tișor. Păr, una alta. Domnilor, urați în poftă bună și ce să spun?
Am văzut la televizor, la știri, o groază de suspansuri care ci că ne așteaptă iarna asta. Ne dă gaz raționalizat, lumină raționalizată. Acum aici n-ar fi o mare problemă. Pentru că dacă stai să te gândești, există foarte multă lume care e obișnuită cu raționalizarea căldurii și a luminii pe timp de noapte, pe motive și considerente că nu au un buzunare de multă vreme. Deci ei sunt obișnuiți. Problema va fi pentru, nu știu, acum nu știu, pentru ăștia mai care le-au plăcut să doarmă ca la Malibu, ca și la așa, cum în ziua. Problema gravă nu e asta, oameni buni. Pentru că a trăi în întuneric nu-i greu. Ne obișnuim. A trăi fără căldură nu-i greu. Luăm haine pe noi. Dar fără mâncare, nu știu. Nu vreau să ajungem ca și aia. Am văzut, nu știu, pe TikTok, pân China, pân Japonia, pân Coreea, nu știu pân ce țări, e chiar nebunie curată. Îl arată pe un bătrân, aruncă într-un din ăla de prăjit, aruncă o cizmă, un bocan, conteneș, pune apă, îi fierbe, pe ce îi prăjește, pune niște din ălea verghețuri și la urmă le mâncă. Doamne, e fel și apă. Înțelegeți? Nu vrem să ajungem să mâncăm și noi scorță de copac. Oricum, carnea de porc din ce în ce mai scumpă. Nu știu la ce mi-ai pus lingură, că nu mânc spaghete. Și din momentul ăsta, urați în poftă bună. Încercați pâinea asta. E extraordinar. E ca și cum îți sparge sămânță gustul ăla în gură. Sfecla. E gustul unui lichid. Unui lichid. Încă n-am reușit să descoper. Cred că seamănă cu las gustul sânge. Așa se arată ăsta. Brânzica. Unt. Unt. Să tope în gură. Outro. Totuși nu sunt de acord cu ăsta. Diana, să nu mai ai salamă din asta, ai salamă din aia lată scumpă. Ha? Asta îmi plăcea când eram cu tine în Ungaria. Pentru că atunci mâncam și eu ca prostul și eram disperat.
prea sărată, are mulți aditivi. Ce somn nu le-am băgat. Unde te tot îmbrăci așa, tot îți dea ghele pe tine? Să ieși în evidență. Ce? Hmm? Nu-mi iau cu mine. Ți-am zis, nu-ți mai lua țița în o drag și ghinele să, să se vadă curuțul ăla. Împinge cura și ți-l scoți în evidență. Cine vrei să ți-l vadă? De apa campionilor să spele haine. Ce zic să murdărez eu am un tricou cu cafea? Să-l bagi acolo cu apă numai. De ce? Oricum. Te-ai făcut separat. Mami, de unde ai pus pâța? Ce că după ce mănânci, trebuie să faci pauză 10-15 minute și apoi să mănânci fructea. Ai bune. Unde-i pâțu? Aici.
Testamentul. Astea bagă-le în frigider, nu le lăsa că vin muștile. Niță. 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 Numai în Dolce Cabana e îmbrăcată. Ni. Stai. Numai în Dolce Cabana e îmbrăcată. Uite, ce-i cu băltonul ăsta pe tine? Ha! Șemioșul, uite. Toată șemioșul. Țucă tata pe copii și acum să vedem puța dacă e cu minte. Uitați-o cum stă și mă așteaptă vagabonda. Nici cum stă. Vedeți-o? Asta înseamnă să fii mafiot. Asta înseamnă să fii mafiot. Să asculte pâța de tine. Să asculte pâța de tine. Mă, mă iubesc, mă, extraordinar de mult. Șomoșorul tău, toți copii. Că vine melodia Giugu-Giugu și după aceea pregătim de Crăciun o colindă și încă o melodie. Tare vreau să fac o melodie pentru copii. Moișule cu barbasur, unde ești? Moișule! Țucă tata avara! Pâți!